Întâlnirea fiilor satului de la Poinărei a ajuns la cea de-a 13-a ediție. Aceasta se va desfășura sâmbătă 20 august. Primarul comunei Corbi, Virgil Baciu, își dorește ca și de această dată să adune cât mai multe persoane din localitate pentru a petrece așa cum se cuvine în această zi atât de importantă pentru ei. Evenimentul va începe la ora 11 la biserica din localitate, unde se va ține o slujbă de pomenire a celor care acum nu mai sunt în viață. Pe bine credincioșul popor român de pretutindeni armată și conducătorii acestea, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția s-o. Frații noștri, preoții, romonahii, diaconi, diaconi, monași, monahii și pe toți Sfântul Hristos, frații noștri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția s-o. Petrecerea propriu-zisă se va desfășura în curtea școlii din satul Poenărei. Tinere talente din zonă vor urca pe scenă pentru a întreține atmosfera, primarul dorindu-și permanent să promoveze cultura, muzica și costumele populare din comuna sa. Și de această dată, organizatorii așteaptă localnicii în număr cât mai mare, iar petrecerea se anunță a fi una pe cinste.